Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canalul nostru, episod în care jucăm nimic altceva decât Cuphead, un joc foarte drag nouă și lui Rareș, aș putea spune. Nu am luat-o de la început cu jocul pentru că suntem undeva pe la jumătatea lui și atât. Uite, l-am salvat pe Rareș. Eu sunt în roșu. Ah, m-a pârlit. Da, n-am avut ce să-i fac. Cum ziceam, suntem cu jocul pe la 30-40%. Nu jucăm foarte frecvent, dar încercăm. Uite, cineva se uită înăuntru. Da, e pisica. E o pisică. Și ne place foarte tare Cuphead. E, dacă vreți, un episod pilot al jocului, pentru că pe viitor ne dorim foarte tare să-l facem o serie, să luăm jocul de la început și să-l ducem până la ultimul boss. Până atunci vedem ce ne iese acum. Ne chinuim aici cu lupul ăsta urât, care tot iese din conservă. Nu mai știu exact cum se cheamă stagiu, dar crezi că o să reușești? Da, le dai perii la toate pietrele alea. Iese cu... ce se întâmplă? Au apărut toate flăcări. Și sunt cercuri, ok. Dăm retry și încercăm amândoi de la capăt. Da. Vreau să-mi schimb focul ăsta. O să merg cu Perry. Nu e destul de complicat. Uite, am pierdut o viață aerea totală. Am pierdut-o aici. Important e să stăm împreună. Oh, noroc de smoke bomb ăsta, că altfel mi-aș fi luat o conservă în... în față. Nu e foarte complicat, cum ziceam, în schimb trebuie să fii foarte atent, pentru că este un joc foarte bine făcut care te solicită foarte, foarte tare. Up, am trecut în partea cealaltă, băi, lupule. Ok, acum o să ne arunce cu bombele. Ok, scăpăm de pietrele astea imediat. Și mai am dat spiritul. Uite, bombele astea mie nu-mi plac deloc. Trebuie să fii foarte atent la ele. Oh, e spiritul! Eram sigur că îmi pierd o viață aici. Nu-i nimic, lupule. Am trecut în partea cealaltă. Era cât pe ce să mă surprindă. Uite, mai am puțin și mi se încarcă energia și pot să fac... M-a cărpit, m-a salvat, bravo, mersi, thank you. You're welcome. Ia să scoatem... spiritul, mulțumesc. Să punem spiritul pe el. Ce? Iar mi-a tras o piatră în nas. Nu trebuie să sărim. N-ai ce să mi-a faci acolo, da. Asta este, încercăm. Fix da, de la... ăla. Dacă te atingi de margini, celelalte pierzi viața? Mhm. De chestiile alea? Da, alea sunt cercuri. Da, așa e, ăsta e farmecul când ne înregistrez în direct, că n-ai timp să le triezi și să oferi... să oferi cei mai bun. Da, Magman. Ce faci? Uite... Mă fugărește o conservă pe aici. Da, e o conservă cu un lup înăuntru. Da? Deci... Yeah, boy. Ia uite. Ia ține asta un spirit de la mine. Să te văd cu pomul. Vezi că aruncă cu bombe acum, a? Da, păi da, cu conservă. Bombe. Una, două, hai! Trei. Ia-ți o viață de la mine. Okay. Atât. Am trecut în partea aia la altă. Și eu.
Cred că suntem undeva pe la jumătate acum. Da. Bombă! Mi-a tras și mie în cap. E capet. Te distruge. Reușești? Da. Aici, da. Uite, pisica iar se uită înăuntru. Puteam să trec sub cariciorul ăla? Puteai să sari. Am sărit, am dat cu capul în conservă. Dar conserva a dispărut. Haia. Da. Și cum se zice? Încă o dată, haia. Da, eu trag cu niște piramizi roșii, sau sunt niște acolo. Oh my god! Cum, dar deja au început cu bombele astea? Nu. Eu sunt magme și eu te curpesc cu piramizi. Vezi că vine cu conserva noi? Da, vine și cu roata. Uh-huh. A venit o coace cu metri. Noi... Este cu mătră. Cu mătră vânte. Nu e foarte greu, numai că... A, uite, iar am pierdut o viață aiurea. Dar te prind. Trebuie să fii atent. Am salvat. Păstări pentru... E bun că a început cu bombele. Avem cei mai simplu acum la sfârșit. Nu știi ce sunt astea. Poți să sari pe ele? Da. Nu pot, nu fac nimic chestiile alea. Cred că mai mult să te încurci. Tu! Ține asta să o flacără la mine. Wow. Uite o cale. O ce? O cale pe tine ca să te asa. Wow! M-a luat în conservă. Mulțumesc! Wow, am urcat pe chestia asta. Da, nu știu. Vă spiritul. Da, păi, cam târziu cu spiritul. Dar ai văzut, urcați-mi pe chestia aia? Da. Dar trebuie să dai smoke bomb. N-am văzut flacăra. Când... Uite, pup, o să-i dau perii. Trecem în partea alaltă. Am ascuns în fum lupule. Iară bombe. Da, de două ori. Asta este. A picat de două ori. Cât pe ce să-mi prăjească papucii. Și eu am chiloți norocos. Adică pantalon scurs norocos. Da, le-am tras izmenele la început. Ia. Wow. Ia. Ți-ai dat, lupule. Nu, ajutor. Dar nu pot să ajung la tine. Ia-ți o viață. Thank you. You're welcome. Cuphead, adică Magman. Adică Cuphead. Magman. Eu sunt Cuphead, tu ești Magman. Hai spiritul! Dă spiritul la el! N-avem nevoie de el. A plecat spiritul. Ce-am pierdut? Cu ce m-a nimerit? Cu pietricelele, băi, ce cu tine, mă. Și-ți dau un spirit la tine, ca să te poți enerva. Da, te încurcă spiritul ăla. Sar! Dar cum să sar? Adică să sar peste aia, să sari acolo. Să sar pe asta? Da. Și să... mă înțeles. Da, ce vrei? Învățăm. Învățăm că nu e chiar așa eu simplu. Eu trag cu piramide care trag cu 4... Piramide. Piramide, care trag cu 4 damage. Te-am pierdut o viață completă aiurea. Dar nu știu, chestiile astea sunt niște... ca un fel de căpcane de astea pentru sunt, șoareci. Nu sunt tramboline. Tramboline? Nu, care poți să le dai perii. Ai pierdut o viață, bravo Costi. Bravo, băiete. Le dau peri ca să-ți dau o cale. Cale ca să ieși. Trambuline. Și cum sari pe asta? Așa. Să le dai peri. Sabia de la mine. Uite, aruncă cu catapulta, iar ne aruncă pietre în cap. Da, pietre. Pam, 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 pam. Nu ai ce să ne faci. Dacă tragi un spirit. Așa, a pus rare spiritul pe tine. Băi, lupule, băi, te cărpim, mi-e, vezi că aleargă înspre noi. Am dat pierii pe inimă și a sărit peste el. Să ne arunce cu bombe, nu tot cu pietre. Catapultă. Ok. Poftim o cale.
Păi hai că suntem bine pe aici. Când se transformă, uite acum. Deci trebuie să urcăm pe chestia asta, da? Când se face el mic. Acum, uite așa. Unde sunt? Da, cum cobor acum? Așa. Cum? Cum ai făcut de coborât? Adică să-ți dai în jos și să dai cu A. Ei, oricum tu joci de pe joystick, eu joc de pe tastatură, ai alte. Da, am înțeles în principiu. Hai că tura asta, uite, se descu să reușim. Și asta mai avem doi boși de bătut. Păi bine că aruncă acum cu bombele. Da, că bombele nu sunt plictisitoare. Da, mi se par cele mai complicate. Uite, catapulta și pietrele astea mi se par foarte ușor de trecut peste ele. Da. Bam, da. Tocmai la ele am pierdut o viață. Of, lupule! Lupele conserva. Uite mai, pisica, muța. Mai conserv... Bă, muța dispare de acolo. Mai conserva, mai. Lup în conservă. Ai mâncat vreodată lup la conservă? Conservă de lup? Haia! Peri. Ce-i cu inima aia? Poți să-i dai peri. Ce? Dacă o prind, îți dă o chestie, ceva interesant? Pisica, uite, iar să uită pisica înăuntru. Da, să uite la noi. Să uită la noi. Bă, băiatule. Hai că tora asta o să reușim mai să vezi. Fix în conservă m-am dus. Bombele, lelele. Cât pe ce să-mi prăjească izmenele. Ok, hai să fim atenți acum. Deci nu trebuie să ne atingem de margine, dar frumos. Frumos. Să trecem în partea elaltă. Jos. No, nici acum n-am reușit să cobor. Aveam spiritul amândoi. Dar trebuie să am invisibilitatea. Eu nu-mi dau seama cum cobor de pe aia. Trebuie să dai așa. Da, tati, da. Eu ți-am explicat. Bă, lupule, ești urât. N-ai aceleași opțiuni. Eu pe tastatură am butoanele altfel. Oricum nu-i nimic. Bombă, bombele, le. Da, și vin flăcurile la jos. Perry, uite, iarăși, uite pisica. Să uite pismuța la noi. Da, aici trecem destul de ușor. Bombă, bombă, atât. M-a prăjit. Am pierdut o viață aici. Da, mi-a prăjit chiroții. Ajutor! Mai e o viață de la mine. Să jucăm o viață și o viață. Ajutor! Dar nu poți să sar atât de tare ca să te salvezi. O să joc așa. Băi, asta e mișto, pentru că în mod normal ar trebui să filmăm un episod de ăsta și să alegem doar partea în care am reușit să trecem de stagiul ăsta. Și să prezentăm teoretic ce e mai bun, dar noi o să mergem pe varianta asta crudă. Cum ne chinuim noi aici? Ne chinuim. Da, nu-i simplu. Ia să uită pisica la noi. Bombă și încă o bombă. Ok, până aici. Ia să-mi dau eu asta. Petrele. Ține asta, lupule. Băi, ce ușor am pierdut viața. Ia. Spune și tu. Și trambulin. E bun. Da, e foarte bun smoke bombul ăsta, că te salvează de la multe chestii. Da. Te-a salvat. Te-am salvat, tati. Ia ține asta, lupule. Mersi. Trebuia să-i dau... Ai sărit exact în bombă. Bă, dar fix acolo! Aproape de ultimul face, băiatule, iar încep cu bombe, măi. Lup. Dar e un lup obraznic. Un lup obraznic. Am pierdut o viață exact degeaba. Degeaba, degebuța. Vine cu viteză. Cât pe ce să-mi iau din freză?
cineastă. Cât pe ce să-mi ia din freză? Din freza. Freza. Ia da. Ține asta. Să-mi ia din perciuni. Dar și vin catapulte, prostii. Prostiile astea nu ne plac. Sunt niște pietre. Oh, spiritul! Spiritule, salvează-ne! Ai, stai că mă, eu mă feream de spiritul tău. Am căzut cu fânge de mare. Ce de spiritul meu, că nu e eu. Am crezut că l-a trimis lupul. Ia! Ține asta da. Lucrurile. Asta e, asta e, asta e culmea, să ai spirit și să fugi de el. Bă, pola la la. Le, 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 vin bombele! Bombe. Bă, ie! 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 Hai că ne-am obișnuit cu astea. Hai că acum a venit spre noi. Da! Te-am păcălit. Ah, spiritul! Sunt de el. Hai, dă-i, 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 merge acolo la, la el. Crezi că s-a întâmplat ceva dacă... Uite, mă prinde aici, în colț și n-am cum să mai scap. Și nici pe sub el nu pot să, nu pot să trec. Hai, mai dăm o dată, asta este, ce să-i facem? Hai, reușim tura asta? Da. Ok, hai eu, să trag, hai să trag cu cerculeții de-astea de fum. Eu trag cu... Ah, bombe. Eu trag cu baloane. Acum. Da? Încercăm cu baloane. Ia, poftim un balon mare. Ia, se spunească cu serva. Da, vine spre noi. Vrei, mai vrei, tu știi, vrea să mă folosesc asta. Da, dar uite, cu cerculețele astea se încarcă și energia mai repede. Mm-hmm. Ah, mi-a pus un bănuț în frunte. Uau, dar uite cu ce față are. Ia, ia. Uau. Bă, de ce greu? A, îl încetinește sau ce-i făcea spiritul meu? Bă, nu. Ai văzut că se mișca foarte greu. Uite, l-am distrus eu. O, băiatule! Am reușit cu smoke bomb să sar peste el, dar m-a prins în colțul ăla. Trebuie să stau și eu. Asta este, mai încercăm. Eu trag cu astea. Mai încercăm încă o dată. Da, eu cu baloane trag mai repede. Și da, se încarcă mai... Da, păi vezi că se încarcă energia mai repede. Ia! 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 Reușim în episodul de azi să trecem de lucrul ăsta? Da. Uite, am pierdut. Am pierdut o viață ta. Tocmai e iurea. O stimă un balon la tine în nas. Ia! S-a dus lupul cu capul de perete. O amețit. Ia, ține asta la catapultă să se strice. Oh, mai ține ungă. Poate că și stă cu fundul. Ai văzut, tati? Ce rău am jucat-o pe asta. Dar cum ai coborât? Cum ai făcut să cobori? M-am dat jos și am dat cu A. Ok, încă o dată. Câte? A 10 oră. Oio! Ia boi. Ia ține asta. Și asta. Și încă una. Și asta. Mă uitam pe pereți. De ce? Nu știu. După pisică? Mă uitam după pisici. Auzi, iară. Îți plac mâțele. Da, sunt drăguțe. Dar și... Bang, bang. Oh, uite, am reușit și am sărit pe o chestie de aia. Ia ține asta, lupule. Spirit! Da, oare ce se întâmplă dacă punem amândoi spirituri? Să mai dăm... Uite, vezi că dacă dai cu spiritul în el, se mișcă greu? Ia ține asta și asta. Oh, nu, e rândul! Te servez! Trebuia să sar peste casca lui. Uite, are un din
Da, păi eu de câte ori o dat cu capul în perete și de la țigări și-o rup dinții. Hai, conservă, catapultă. Ai văzut că nu începi de fiecare dată cu aceleași chestii. Când începi cu bombe, când începi cu catapultă. Bombe, fii atent. Pac, pac. Pac, cât pe ce să-mi frigă. Să-mi frigă papucii. Și pe mine mi-a dat cu seara în papucii. Mi-a papucii mei. Papucii, bombe. 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 Ai mai conservă, că nu ne mai prostești tu așa ușor. Aaaa, da. Bă, cât pe ce să-mi trag o catapultă în nas. Da? Da. Uite, așa drept a murit. Spirit. Hai, spiritule, salvează-ne. Spiritule, salvează-ne. Chiar dacă pierd o viață, îi pun spiritul în nas aici. Hai, trecem partea elaltă, gogule. Unde ești, mai guguță? Eu... Aproape! Ce-i aproape, măi? Cât era? Cât e? 20-a oară când încercăm? De. Te-ai plictisit? Mai încercăm? Da, mai încercăm. Bine, prietene. Ia. Se sparg cu serva. Ți-ai tras izmenele? Da. Am băut din ceașcă. Din cescuță? Ok. Ok, Magman. Nu eu. Și Magman ce face? Bea din ceașcă. A spirit. Yes. Ia ține asta. Că scârpesc cu spiritul în față. Nu te vezi? Merge în reluare cum ar veni. Da, aici aia nu puteam să o mai sar. Ia. Două vieți. La două vieți. Ia! Ia fii atent la bombe. Am spart rotița. Da-te ai spiritul! Da, să văd cum îl controlez. 30. Wow! Hai, ce s-a întâmplat? Să vezi. Fix focul a venit. Vezi ce greu e? Da, la ultimul fez e foarte greu. Mai încercăm. Lupule, ești urât. Și obraznic. De ce ne pac, măi, lupule, mai? E nimeni. A să mai fac meciulăță și a să-mi pun... Numele lupă? Nu, a să-mi pun vigibilitatea. Vreți să schimbi acolo la superputeri? Da. Ok, boss. Hai, aruncă-ți mai odată prăjoarele. Și îmi dau și un spirit. Cât de ce sunt? Ia. Vezi că vine spre noi. Și am dat inimii. Ia. Da, uite ce ușor crește energia cu... Ai spirit! Bravo! Hai, spirit, ajută-ne! Da, uite că eu am pierdut două vieți acolo, aproape iurea. Vine! Cu spiritul ăla. Aici nu știu ce să fac. De aici nu pot să trec peste el. Dar nu pot să sari peste el. Nu pot să sari. Că nu te lasă să treci peste căruțul ăla. Stai. Mi-am uitat să-mi pun super putere. Mi-am uitat să-mi pun super puterea în civilitate. Bine, hai, puneți. Dar după aia începe. Hai. Marine Corps. Werner începe Verman. Începe cu B. Și cu A pare. Werner Verman. Băiatule. Ești urât. Ești urât ca limba rusă. Vezi dacă vorbesc prostii? Pierd vieți. Ia. Am nimerit cu balonul. În altă parte, ia. Hai mai conservă, mai. Hai să te cârpim o dată. E bine că te mișc cu rotiță. Spiritul.
A, ești invincibil? Uh-huh. A, păi dacă... De ce n-ai păstrat când ajunge lupul la ultima fază? Uite, e spiritul! Da, da. Ca să îl mut în spiritul, trebuie să merg și eu. Și mă cârpește și pe mine. Uite, deja am pierdut o viață. Uite, am găsit o soluție. Când ridică el cricul la conserva aia, o să-i dai smoke bomb și să treci prin grilajul ăla. Din care? Hai că ți-arăt. Deja am pierdut o viață iar aici. Deja încep să mă... Să mă plicti. Cam așa ceva. M-am păstrat pe tot ultimul favor. Hai, mai încercăm o dată sau de două ori. Da, bine, poți să-ți dai invincibilitatea, că până atunci oricum se încarcă. Dar oricum nu te ajută. Dacă o dai acum, mare lucru nu o rezolvi. Ultimul face. Ui, îi sare catapulta. Vezi că vine spre noi? Trecem în stânga, băi, lupule, băi. Bombe sau catapulta? Nimica. Bă, nimica. Uite. N-am putut că m-o urca pe aia. Eu nu știu cum cobori. Uite, poți să treci prin asta. Cu smoke bomb puteai să treci prin grilajul ăla. Hai, continuă tu că mai ai două vieți. Așa, vezi că poți să treci prin ăla. El când se ridică cu ăla și dă flăcările. Așa, treci în partea înaltă. Da, da, să nu te atingi de el. Dă flăcările jos, coboară. Așa, bravo. Hai că mai este puțin și gata. Haide, rareș. Încă puțin și gata. Nu-i nimic. Ar trebui să mai am o invincibilitate. Hai, mai încercăm o dată și rezolvăm. Da? Sigur? Uh-huh. Câștigăm tura asta? Bine, hai. Lupule, gata, s-au terminat zilele tale ușoare. Da, dar acum făceam niște teste, nu? Da, cele mai bune teste. Important e să nu pierdem vieți foarte multe până la final. Uite, dacă rămânem cu 3 vieți, o să ne vină mult mai ușor. Și nu o să ne mai vingă. Da, da, greșești, poți să greșești și îți rămân suficiente vieți ca să treci mai departe. Lupule, le. Uite, avem am 2 cărțile. Mhm. Hai să-l... Așa de repede! Acum să vedem lupta adevărată. Da, uite, eu nu știu cum să mă dau jos de aici. Cum mă dau jos? Eu asta nu știu cum să fac. Îți dai jos și... Da, am pierdut viața. Eu nu știu cum să mă dau jos de acolo, ci trebuie să apăs. Asta e problema la mine. Apăs toate tastele și nu mă coboară de acolo. Dar trebuie să dai jos și să dai A. Dar care A? Că eu nu am butoane. Eu nu am butoanele adică la fel. Jump. E jump. Jump? Hai că încerc o așa jump. Adică... Am înțeles. Dai jos și dai jos jump. Jos și jump. Ok. Viața are ura. Foarte iura pentru tu. Oh my goodness. Deja am obosit și nu pot să mă mai concentrez. Poftim. O viață. Hai, mai dăm o tură după asta, după care o să încheiem episodul, că deja am obosit și nu mai... Uite, deja. Poftim. Le, lupule, căpos. Unde-s eu, mă? Ai murit. Da, super tare.
Hai aproape, sunt aproape. Simt. Sunt în 3 minute. Hai, de rares. Te deja are bandajat lupul Naso. La câte capuri împiriți odată. Mai, mai. Da, prieteni, asta a fost episodul nostru de Cuphead pe ziua de azi. Asta e varianta în care cineva care încearcă să ofere un episod sau o variantă sau să vă explice cum reușiți să treceți de un anumit stagiu, vă prezintă varianta finală în care efectiv trece peste chestia aia. Noi nu am făcut nimic altceva decât să ne batem capul și să transpirăm aici, să vedeți exact câtă muncă trebuie să depui ca să poți face un episod după standardele pe care în mod normal ar trebui să nu existe. N-am reușit, ne-am chinuit aproape jumătate de oră. E greu, nu e chiar așa simplu și vedeți că apăsăm, auzi, deja vorbesc și aiurea. Nu știu ce vreau să spun. Oricum, mulțumim frumos pentru timpul tău. Urmărește-ne în continuare. O să venim cu episoade din Cuphead. Mi-aș dori, cel puțin din punct de vedere personal, să luăm jocul de la început, episod cu episod, stagiu cu stagiu, pentru că din punctul meu de vedere e un joc foarte mișto. E un joc pe care aș putea să-l încadrez în, nu știu, top 5 jocuri jucate de mine vreodată, care îmi plac. Și până data viitoare, stați cu ochii pe canalul nostru, că o să mai venim cu noutăți.